Luni 15 aprilie, ministrul Apărării Naționale Ioan Mircea Pașcu, împreună cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Michael Guest, au vizitat sediul viitoarei baze militare de la Agigea destinată trupelor KFOR. Scopul vizitei a fost de verificare a stadiului pregătirilor, întrucât la începutul lunii mai, trupele KFOR de menținere a păcii, aflate în prezent în Kosovo, își vor schimba cartierul general la Agigea. În aceeași perioadă va avea loc și rotația contingentului. Astfel, primii militari sunt așteptați la Agigea la data de 8 mai, când vor sosi și primele echipamente militare, precum și tehnica de luptă din dotare. În acest scop vor fi folosite facilitățile portului Constanța, sud Agigea, regionalei CFR Transport Marfă și aeroportului Mihail Kogălnicianu. Delegația a mai vizitat și hotelul Argeș din Evorie Sud, unde se lucrează la spațiile de locuit ale personalului ce face parte din comandamentul Brigăzii Sud-Est Europene. Mă bucur că am realizat progresele pe care le-am realizat, pentru că, așa cum spunea domnul ambasador, este o probă pentru noi să putem să administrăm o asemenea infrastructură, să ne onorăm obligațiile și să demonstrăm încă de înainte de a deveni membri că vom fi niște membri, aș spune eu, serioși viață. Un alt obiectiv de interes al delegației oficiale a fost sediul fostului Liceu Militar de Marină Constanța, unde își va avea locația comandamentul Sibri. Acesta va deveni funcțional începând cu luna septembrie a anului 2003.